Dificultatea cu care își vindeau marfa în piețe, prețurile mici oferite de samsari, dar și teama că vor rămâne cu legumele în solarii, i-au determinat pe mari producători din Glodeanu Sărat să se îndrepte către supermarketuri, toate din alte județe. Primul care a avut curajul să-și ducă zecile de tone de roșii, castraveți și vinete recoltate anul trecut către marile lanțuri de magazine a fost Simion Marin. Bărbatul povestește că a fost mulțumit de colaborarea pe care o va continua și anul acesta. Am făcut contractul acum în martie, s-a început să livrăm din iunie, adică eu ce am livrat eu din iunie. S-am livrat până în octombrie, noiembrie. Ce cantitate și ce legume? Am castraveți, roșii și vinete. Cantitățile nu pot să vă spun acum exact, dar mi le-au primit pe toate. Făcând calitatea care trebuie la marfă, am dus-o și... Financiar a fost mulțumit? Da. Banii i-a plătit pe toți, adică cu un decalaj de prima dată de 20 de zile, 15-20 de zile până începe prima plată și până la terminare s-a plătit tot. Ne-a oprit substanțele care, îngrășămintele care ni le-au dat. A spus tu fiecare lui câte o cotă mică așa ca să nu te deranjeze și s-a mai achitat complet. Noi față de ei și față de noi. Exemplul său a fost urmat și de Claudiu Brazu, care are solarii pe o suprafață de 5.000 de metri pătrați, iar producția anuală de legume se ridică la circa 70 de tone. La fel ca în anul 2015 și anul acesta, întreaga cantitate a fost deja contractată de un lanț comercial cu care colaborează. Suntem foarte mulțumiți după un an de zile de colaborare cu ei. Ceea ce am făcut și al doilea contract anul ăsta. Anul ăsta am în jur de 70 ceva de tone de marfă de dus către ei. La fel, roșii și castraveți. Roșii și castraveți. În jur de 70 ceva de tone, până 80 de tone cu ei, că încă nu s-a definitivat contractul pe anul ăsta. Anul trecut am avut 31 de tone de castraveți, pe care am depășit-o cu brio față de ei. M-am dus undeva la 50 de tone și a luat toată marfa, s-au ținut de cuvânt în primul rând. Drumul până la retailer nu a fost deloc ușor. Au fost ani în care agricultorii au făcut investiții în solarii performante, în sisteme de încălzire care să le asigure semănarea plantelor încă din perioada iernii pentru a avea producții timpurii, dar și nopți nedormite sau vacanțe amânate cu anii. Toate eforturile le-au fost răsplătite, iar acum aceștia vorbesc mulțumiți despre avantajele contractelor cu marile magazine din alte județe. Fiindcă cu ei avem o stabilitate, avem un preț care este predefinit pe fiecare lună, pus de în ianuarie pentru tot anul. În al doilea rând, ei vin cu sămânța lor, cu tratamentele lor, cu inginerii lor și deci sunt foarte controlate din toate punctele de vedere. Deci nu mai suntem singuri, ei ne țin cum ar fi... cu sistem închis, adică totul ce este sămânță, tratament, toate sunt ale lor și nu mai facem greșeli în primul rând. Legumicultorii nu s-au speriat nici de condițiile impuse de lanțurile de magazine, chiar dacă pentru a ajunge să duci marfa la supermarket presupune mai multă muncă, dar și disciplină. Regulile sunt foarte simple. Trebuie să faci calitate, trebuie să te conformezi lor, adică să nu ai voie să stropești cu nimic în afară de ceea ce spun ei. Nu ai cum să dai decât cu substanțe care sunt aproape de natural, adică chiar dacă sunt substanțele chimice, sunt doar cele care tratăm de dăunători. În rest, venim cu îngrășământ natural, cu majoritatea naturale. Reușita primilor agricultori i-a determinat și pe alții să ia legătura cu retailerii. Așa se face că, dacă anul trecut doar 6 legumicultori din Glodeanu Sărat aveau contracte cu supermarketurile, anul acesta s-a ajuns ca aproape jumătate dintre cultivatorii din zonă să semneze astfel de angajamente. Unul dintre cei care de 7 ani a lucrat doar pe cont propriu vânzându-și legumele fie în piețele Angro din București, fie la samsarii care ajungeau în comuna lui, este și Adrian Brazu. N-am făcut absolut cu nimeni niciun contract deocamdată, sunt pe cont propriu. Și ai fi interesat să mergi și tu pe partea aceasta? După câte am înțeles, cred că sigur faci și eu contract. Pentru că acolo să duci marfa toată, nu o să stai să te mai cerți cu nimeni, adică cu țamțarii, cu toții, să te ia peste picior. Ei sunt o firmă foarte serioasă și din cauza asta.
Situația îmbucurătoare pentru marii producători lasă un gust amar consumatorilor care obișnuiesc să se aprovizioneze din piețele buzoiene. Și asta pentru că aici ar urma să ajungă o cantitate de legume autohtone din ce în ce mai mică. Practic este vorba doar despre micii fermieri care nu îndeplinesc criteriile impuse de retaileri și care vor recolta producții mici de legume.